Livada a fost înființată în anul 1991. Era gospodăria sătească, încă lucram ca brigadier și am sărit-o împreună cu brigada, împreună cu colectivul. Și de atunci... Și de atunci, în 1999, s-a făcut, trecut privatizarea aceea mare. Așa. Și ne-au revenit la cota de teren echivalentă, ne-am venit Cireș Clar, când am fost împărțată la membrii colectivului. Și din 99 de-am levat, era în roadă și a început să era recoltăm, da, da, era în roadă. Păi eu hectar, undeva am ele care teritoriul care le-am îngrijesc eu. Nu, nu, care teritoriul s-a suprafat un hectar jumate. Și de înainte, când era producția, să zicem, la putere maximă, câte anual, în sezon, câte tone făcea? Da, cum culegeam noi, 5, 6, 7, 8 tone de cireș. Da, sculegeam. Da. Era transport în Deduceu tot. Și de când? Care e situația acum? Că văd că nu le mai culege sau care e... Da, în primul rând, prețul la piață. El se coc un sort de cireș care se coc tăman când... Când apar toate. Toate, da, apar toate. Asta e una, o pricină. Dar a doilea pricină e brațele de muncă. Brațele de muncă, Doamne, ferește, e dificil mare. E dificil mari și dacă sunt care vin la lucru, care copii, adolescenți, nu vor să lucreze. Trebuie să te zăva să stai din urma lui, să-l străgi, băi, vine da, încoace, duci încoace. Bani, țigări, ce vor? Pretenții cei mai buni? Nu, nu, era apă înghețată și așa, apoi sara trebuie să-l mai plătești și când a blată, păi închipuiți că el trebuie să-i achiți un 300-350 de lei pe zi și el culege numai mult de 40-50 kg de cireș. Și de-am ies o 7 lei kilogramul de cireș în Malacules. Și apoi dacă e vorba să o zi întreagă eu cu dânsă, du-te, vină, adă-i, du-i, iar cheltuiel, du-i la piață, trebuie să-ți nopți întregi acolo ca să le vinzi. Și apoi bătaie de cap. Mai vin prieteni, mai vin cu mătri, mai vin cunoscuți, mai vin și culeg cireșe, și mănânc cu familia, mai culeg pentru dulceață, pentru ceș, pentru asta. Da, uite, mă gândeam acum, am văzut că, și, de exemplu, și în România este tot așa o familie care are o livadă din asta și foarte interesantă idee. Spuneți un anunț care vor să vină să plătească mai puțin, dar să vină să și le culeagă singur din livadă. Da, dar păi noi le-am lăsat în sat oameni care vor, da, vin. Clar că fără plată, vin numai să culeg așa, dar dacă cineva dorește cu o plată simbolică, de exemplu, anul trecut a fost de la, din cineva la o fabrică de textile, un colectiv mare de doamne. S-au odihnit, au mâncat cireș, au mâncat câte o plăcintă, s-au odihnit acolo o oră și m-a dus mulțumesc și ca la natură, ca la... Ia să-mi spuneți dumneavoastră, că ați zis că ați fost brigadier. Cum era viața înainte? Să-mi povestiți așa o întâmplare. Aveți amintiri din astea vesele de prin... Da, cum era viața înainte? Viața înainte era ca un colectiv, ca un colhoz. Știți, când grămada e mare, lumea e multă, lucrul se face puțin, care lucrează, care nu lucrează, care... Da, e vesel, clar că e vesel. Era tare vesel, era așa interesant, toamna la culesul strugurilor era. Acolo veneau și elevi și era colectivul mai unit, mai, știți, toamna, că era, ca când la noi socotecă toamna, culesul strugurilor, e o perioadă cei mai importantă. Cei mai important. Și acolo, vă spun un exemplu, erau niște elevi care clasa a 8-a, a 9-a, care strângeau struguri câte 800-900 până o tonă de pe zi. Erau băieți harnici buni. În vremea aceea, anii 80, clar că amul nu mai culeg, nu mai strâng, nu mai așa cantitate de poamă. Nu mai pentru ei nu culeg. Da, da. Așa, era cum era. Era vesel. Era vesel că eram și eu tânăr și ei erau tineri și toți eram tineri. Dar acum, la vârsta noastră, de-am, clar că veselie e în felul nostru, după vârstă. El, clar că dacă se face o curățare ideală aici, să o faci și aia, necesită bani mulți, dar nu se merită. Nu se merită, pentru că dacă noi facem curățare în fiecare și roada nu culegem, nu realizăm și se primește că... Nu întorci investițiile. Da, investițiile nu se întorc.
Aici faceți mai mult așa, drumurile, da? Da, da, drumurile. Le stropim o leacă, vă două, trei ori. Și curățatul, anul ăsta n-am dublit anul, dar așa... O dată pe an e curățat. Nu. Ei se fac și acum, după ce se mai curăță o dată, dar azi îmi tăruim anul ăsta să curățăm mai decât, că când o curățăm mai facem, vrea lemne prin foc, că e deficit mare și mai... Oamenii care, am 2-3 băieți muncitori care vin să mă ajută, mai, e încă instale să dea roade, e încă de roade, trebuie să fie o bază, un punct undeva așa, ca să îi cules, le-i dus acolo, le-i dat, în primire de vreo cu un preț așa, coastă, dar așa, acolo de-am îi slămurească. Eu de mult spun că pe Valea de Vor, Valea Botnii ăștia noastră, să construiască un... De prelucrare. Că la noi în sat sunt o grămadă de fructe, legume, până în toamnă. Da, fabrică de sucuri. Noi, dizi că noi cumpărăm, tot aducem din alte parte. Că noi aici la noi sunt și cireșe, și prune, și vișine, și caise. Scalierii, poți să faci mii de tone de sucuri. Acum dumneavoastră sunteți cumva lăsat pe cont propriu, nu? Da, 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 da. Noi suntem la voie soarte, așa. Pe umerii noștri și pe... Ați încercat vreodată să aplicați la vreun proiect din ăsta de la Ministerul Agriculturii, care mi-i mai dau... Proiectul la Ministerul Agriculturii, da, eu lucrez, vedeți că nu la livadă, am pământ luat în arendă, care lucrez cu... Nu, pentru livadă, toate investiții se fac când la investiții noi, când sădim. Da, sădim livadă, sădim vii. Sistem de irigare, cred că performant cer, nu? Sistemul de irigare poate, dar apă n-avem. Apă. Botnă. Aveți botnă, nu, nu, Doamne. Când se sește cei mari acolo în botnă, nimic noi. Nu, noi în anii 20 am avut sește mare și eram gata să cumpăr sistemul de irigare. Am fost la domnul cei care cu iazul, cu lacul cea la mare. La Ulmă. Și apă. Nu au vrut să dea drumul la apă? Sau da, că au pește, au fiecare întrebările noastre. Sunt probleme cu irigare. Irigare poți să cumperi în sistem de irigare. Apă. A fi să fie un sistem de irigație. De vorbă, eu, ca un simplu, zic noi așa, țăran, fermier, este ministru și este prut. Să fie o rețea de irigație tătă Moldova, a fi bine. Clar că ar crește. Nici nu ar trebui oamenii să crească atâta suprafață mare să o lucreze, de vorbă. Dar poate mai mică, dar cu irigație, clar, pe capiți roade mari, da. Frumoase. La mătă aici, cam cât e hectar? Cât e aici? Un hectar jumătate undeva, da. Da. În principiu, eu să lucrez cu cereale. Mai porumb. Ușor, dacă se face comparație între da, cereale. Da, da, mult mai ușor. Acolo eu lucrez cu 2-3 băieți. Ei, lucrăm cu tehnică, lucrăm cu erbicide, lucrăm cu... Nu, lucru manual. Mai ușor, pentru că nu există. Lucru manual, da, da, lucru manual. Dar lucru... implică forță umană. Acolo e greu. Acolo e greu. Pentru că greu. Nu există, forță nu. Umană e scumpă, dacă e scumpă există. Și... Nu-i pot supraveghea pe ea, că trebuie să-l nevadă, să aduci 30-40 de oameni, trebuie 2-3 oameni ca să sară din urma lor, că el, mai ales dacă sunt maturi, și maturi e unul serios, dar copii, e greu de stăt cu dânsii, foarte greu, pentru că... Dar înainte cum era? Că eu știu ce eu zi înainte erau, tot problema, tot cu copiii lucram, mai mult cu copiii, erau și maturile erau copii, dar copiii erau mult lăsat, trăiau, erau mai nevoiași, mai el vine, făceau rublu, făceau, da, învățau cum că, da, și era cu interesat să câștigi un ban. Da, cu, da, pentru școală, pentru, da, da, acum mama, tata, trimite, bunica, știți, și s-o... Copiii, da. Copiii cu, la momentul ăsta când eram în vreme și apoi erau, veneau copii cu cârduri aici, măcar la furat cireșe, la ce, dar nici la furat, nu vin nimic. Da, cred că nu vreți să vă spuneți. Dar lasă-i să vii să mănânci cireșe, mamă, mă, da. Lasă-i vină măcar să spuneți ceva, da. Dar nu, să vii să... S-a ajuns, nici măcar la furat nu vin. Da, nu, eu vă spun că eu am și vreo 3 hectare de vii tot în arendă de care și-a. Sunt, este poamă câte, prin rândul gen, este poamă care scoace mai devreme. Apoi așa de și-o mănâncă vespele până toamnă târziu, dar nimeni nu o deranjează pe tufele cele. Da. Nu. Economisești și nu trebuie pasnic aici. Da, da, la momentul, da, da. Ei, dar mă, de exemplu, la noi în Moldova nici pasnici nici nu folosim, nici. Nu e zonă, că unde sunt pasnici se fură mai mult.
Ia să îi invit prietenii cu mătrii care vor să culeagă, care vor să dăm poate niște anunțuri pe, care vor să vii și culeagă cu o plată simbolică măcar cât acolo și poftim. Asta e toată. Așa anul trecut ați făcut. Da. Și asta e toată socoteala. Nu e altă ieșire. Era vreboli. Poate dacă să vină cineva care să ia, de exemplu, în administrare, livada, să-i o dați în administrare. Am încercat, Nu vor. Lui mai convenabil să vină. Noi am cules-o, el a venit și-o cumpărat-o și-o vândut-o. Ca să administrez livada asta trebuie iar investiții, trebuie curățenie, stropit, arat. Ce soi vreau? Avem un soi care acolo la moment se coace, este Cicalov, se numește. Pe urmă avem tot în limba rusă așa de denumirea Krupnoplodna așa. Așa a fost denumirea când era când ne-a sădit noi, era da. Și avem un soi românesc Stela. Da, Stela. Aici sunt trei soi de cireș care care e cel mai gustos? Cel mai gustos Stela. Stela e cel mai gustos. Dulce și gustos. Și nu e, ăsta nu se coace primul, nu? Nu. Acela e a doilea scoci. Când, când le duceați la vânzare, care se cumpăra cel mai... Dacă să le ducem la vânzare, în primul zi, când mergea bine vânzarea, păi le culegem, clar, când luam sortul, primul sort, da, nu, păi primul și apa doilea... A, nu ordinea. Da, în ordine, așa, și nu era diferență dintre preț, nu era, era tot aceeași. Dacă asta e, aici e Stela. Asta e Stela? Stela. Și puteți să faceți material săditor, zic, să vină cu ieți, nu v-ați gândit? Poate e ceva derivat din... Nu m-am gândit în primul rând, pentru că am o vârstă, am o altă ocupație cu cereale și vârsta. Am vreo 30-40 de ani, da, mă, s-ar păcat eu. Dar așa, la vârsta mea, vă închipuiți. Da, e foarte bună, dar să aveți atâtea fructe aici, care nu le folosiți, faceți puieți... Am uiam, ele nu prea se întreabă, ea mă se întreabă, sunt soiuri noi care... Hibrizi din ăștia. Da, dus cu copaci mici care... Cireașa când porbăcala? Nu, copaci mici și pitici, ca da. E greu, e... Lucrul manual e greu în copaci ăștia, trebuie scară, trebuie ceaia, trebuie... Da, asta e... Da, încă anul ăsta așa nu e așa multe, nu sunt alții când fost ani când era bogat. Da, el a fost afectat în primăvară de frigul ăsta. Puțin, da, puțin a fost da? Afectată, da, dar nu, locul e ridicat, alea că e dacă era undeva mai jos, pe matcapul, da, dar așa, e locul ridicat și... Păi, dacă să te apuci iar de undeva de cireșe, de vorbă, să fii anii tinereții, da, clar că cauți un loc mai aproape de traseu, un loc mai așezat, așa, și faci soiurile astea noi care mai apindici, clar că trebuie să le faci cu irigații, cu tot, ca să faci o livadă performantă, să... Totuși, cireașa e, înțelegeți, un fel, un fruct așa că, ia ca anul ăsta timpul e frumos, e bine, dar mai dă o ploaie, ceea e prinde, trebuie să o stropești împotriva, să nu crepe, să-i ceea, să o învelești cu un fel de peliculă, un fel de soluții ca ea să nu ceea, și iarăși cheltuieli. Așa că și la caise, la pierzi, da. Aceeași probleme. Da. Ați avut perioade în anii aceia când mergea bine vânzările, ați avut perioade când... N-ați avut ce vinde sau... Da, a fost. Perioada când era vârful, când strângem, culegem, apoi era livada asta plină cu lume. Numai gălăgei din săptămâni întregi era. Și nu știa care, erau mulți cumpărători. Aveam noi mulți cumpărători. Și acela din deal vine, zice, l-a luat de la vale, vin încoace la mine, să le vin. Ea a fost o perioadă. Ce se datora asta? În vremea aceea cireșele se duceau la Moscova. Cu trenul. În cutii este mare, așa, se încărca trenul, numai cu cutiș. Când ieșea într-o zi din livadă, ieșea, închipuiți, 2-3 toane de cireș, numai din livada asta. Și încă un lucru, nu erau livede sădite în Moldova, de cireș, erau puțini în vremea aceea. În coace începe să sădească cireș, de copaci mai performanți, mai mici, cu irigații, cu fel de soiuri noi, cu, aduc de pe la Italia, din Hotare, da. Dar atunci, vremea aceea, prin 98, 99, 2000, nu erau liveți. Erau, dar erau puțini. Și să ducem la Moscova, duceau, așa cum metoda veche cum era, se încărcau cutiile în tren, trenurile, 2-3 trenuri pe zi, duceau la Moscova.
Dar erau și mai ieftine atunci. Da, da. Păi erau mai erau. Să zicem că valoarea banilor. Da, erau mai ieftine, da. Era undeva 45 lei. Ei, dacă în 2045 lei era normal, așa, pentru... Raportat la cursul dolarului? Da, și un om la cules cireșă, nu era 350 de lei, era 150 de lei de vorbă, era zăba de lucru. Da, așa că diferența... Da. Fructele noastre, Moldova, sunt foarte gustoase. Când ia ca mulți fermieri care duc în alte psihotare, au zis că gustul e frumos. Apă, irigați, sfii, leacă mai... mașcate, mai frumoasă, așa. Știți, când el e gustos, când e micuță, e, când e mai mășcată, da, când e mai mășcată, așa, el e altfel, alt. Dar să știți că am observat la oameni că deja acum încep să se întoarcă la, nu mai vor mari și fără gust, mai bine mici și da, gust. Probabil că ne-am oameni înțeles. Au văzut că, de fapt, da. Da. Datorită solului ăsta, datorită climii ăsta, doar producția e gustoasă, e dulce, e gustoasă, da? Doritorii care vor să guste cireșă pur moldovinești, gustoasă, dulce, vă invităm la Văsieni, raionul Ialoveni, satul Văsieni.